Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi facem capota și vom avea mult de lucru, deoarece avem așa de chituit toate zonele acestea, de îndepărtat rugina, apoi dat chit, apoi șlefuit chitul pentru a-l îndrepta, de scos grilele, de vopsit grilele și apoi de pregătit capota pentru a colanta-o. Să sperăm că ne va ieși totul. Avem puțin dificultăți cu vântul, dar sperăm să iese ce trebuie. Așa că ce să mai, să ne apucăm de treabă. Aici pregătim aparatura pentru a ne filma din punctul acesta și din când în când o să mai au niște cadre cu telefonul de aici. Și gata, pentru a desface grilele și plasticul ăsta de aici, de la stropitori, ai nevoie doar de o șurubeniță. Iar acum să încercăm și cu stema. Am desfăcut și stema, am avut nevoie și de o lavetă pentru a nu zgâria capota, putea de pune cu lant, dar nu contează, nu trebuie să zgâriem, să încercăm de fapt să nu zgâriem nimic. Acum trecem la curățirea capotei, la curățirea petelor de rugină și apoi să chituim. Avem ceva de muncă pentru că trebuie să frecăm bine. Și dacă tot ne-am apucat să chituim, să dăm jos și rugina de aici, pentru că tot facem, tot pregătim chitul și să nu mai vedem înfloturile astea. Ce, uitați ce avem aici. Rugina. Dăm jos cu rugina și mângâiem și chituim. Asta va fi în prim plan astăzi. Se pare că nu sunt cel mai bun personaj la achiduit, de fapt care mi s-a întărit și ăsta înainte de a-l da peste tot. Se pare că trebuia să fac mai puțin, dar bine că mai am oprit acolo de rezervă. Așa că să continuăm chituiala. Bun, și cam asta e finalul. Nu e cine știe ce, sincer să fiu, adică mi-a mai rămas pete unde, pentru că s-a luat chitul de acolo în timp ce am dat cu șmingerul și... Na, nu sunt cel mai priceput la asta, dar... Sper ca colantul să vină perfect. Așa că să spălăm bine capota, să o uscăm din nou bine, să ne apucăm de colantat. Și am chemat ajutoare. Ne apucăm de treabă. Deci am pregătit-o. Acum să tăiem bucata exact, de fapt puțin mai mare decât ne-ar trebui, pentru că am învățat de ultima dată, și să încercăm să facem testul suprem și anume să colantăm capota. Hai să vedem ce mai ieși. Thank you.
Deci cam asta este ce am făcut. Am bate un vânt și am desfăcut și am făcut, adică probabil că ați văzut că avem acolo telefonul Flori care filmează în permanență și noi suntem aici, încercăm să facem o treabă calme. După muncă, după 4-5 ore de muncă, în care n-a fost greu și am început să apreciez în ce în ce mai mult pe cei care colantează și cei care vopsesc, sunt sigur că este la fel de greu. Am să vă prezint ceva incredibil de frumos, care n-a ieșit exact cum trebuia, clar. Suntem cum repede fiecare dată la început, dar fără cuvinte, să vă arăt cum arată. Eu chiar sunt foarte, foarte mulțumit. Au fost atâtea ore în care au fost și nervi, am intervenit cu ajutoare pentru că deja nu mai puteam. Și într-un final se pare că a ieșit ok, nu a ieșit extraordinar, dar a ieșit ok. Cam acesta a fost și clipul de astăzi. Pe viitor să vedem ce mai colantăm. Trebuie să mai comandăm niște autocola. Mai avem 2 metri. Dar să vedem ce mai colantăm. Bara, sunt sigur că o să fie foarte, foarte greu de făcut. La fel și portbagajul. Dar și plafonul. Plafonul mă gândeam să-l fac negru ca să dea frumos cu grill. Dar ce să mai. Până data viitoare, am fost Valentin Grițan. Dacă v-a plăcut acest clip, da și voi acolo un like, abonați-vă ca să ne facem cât mai mulți și toate cele bune. Pa!